Hei, salut! Sunt Șef Florin, bine ai venit! Aici, în aventura asta, suntem exact într-o piață de, să spunem așa, mâncare asiatică, unde ne vom bucura de acest wok senzațional, care, culmea, se va încinge până aici, până sus. Este pe care, de regulă, la wokurile clasice, la ragazul clasic, nu prea e posibil. Îmi permite plita să pun totul pe pauză. Va relua exact la aceeași temperatură. Până toc eu repede legumele. Și avem nevoie de ceapă tăiată julien pentru început de rețetă, să avem nevoie de ghimbir și usturoi, dar vă recomand să aveți toate ingredientele gata de pus în wok pentru că e foarte rapidă rețeta. Rondele de morcov subțiri, puțină varză chinezească, ardei iute, după gust, 3 căței de usturoi, tocate mărunt. Vă știți că în Thailanda, de regulă, ghimbirul este cu tot cu coajă și tocat. Scoatem de pe pauză. Și deja e încins. Mi se pare foarte tare și foarte futurist suportul ăsta de wok pentru inducție și faptul că îmi permite să încingă tigaia până sus este senzațional, pentru că se va găti peste tot. Să punem uleiul. Aici e la alegere, că e ulei de floarea soarelui, că e ulei de susan. Trebuie neapărat să fie ori una, ori alta. Nu vă recomand uleiul de măsline la acest gen de rețetă. Adăugăm fructele de mare. Creveții. Scoicile. Caracatița un pic mai târziu pentru că este deja prefiartă. Și călim. Acesta este un moment perfect să îi dăm power boost. Și o lăsăm să se gătească la temperatură cât mai înaltă. Genul acesta de sote asiatic, spre deosebire de soteul de fructe de mare european, nu are vin alb, nu are alcool, nu are genul ăsta de ingrediente. E doar pe condimente. Hop! Acum putem să adăugăm caracatița. Și legumele pe care le-am tăiat la început. Morcovi, varză, chinezească și ceapă. Amestecăm. Deja miroase senzațional. Bun. Punem sosul de soia. Un lime întreg, pentru că este foarte iute. De la ardei iute. Trebuie puțină acreală să se împrietenească un pic gusturile. Gata. Frunzele de pătrunjel proaspete. Wok-ul este gata. Haideți să îl transferăm direct. Nu iertăm nimic. Punem totul. Așa. Mamă, ce bine arată. Ce bine miroase. Senzație. Și câteva frunze de pătrunjel proaspete. Aveți nevoie de ceva de prospețime. Cât mai verde. Chiar și ceapă verde ați putea folosi. Și una dintre cele mai importante ingrediente în această rețetă. Aceasta este rețeta de wok, de stir fry, fructe de mare, în stilul meu, într-un wok super de calitate, unde poți să controlezi mult mai bine toată temperatura tigăii și care e destul de prietenoasă cu mine atunci când toc. Vă urez spor la gătit! Aha, nu-ți fierbe apa? Păi dacă n-ai dat like și subscribe,